Cea de-a șasea ediție a Simpozionului Internațional Studențesc Săptămâna Limbilor Străine, organizat de Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universității din Craiova, a debutat astăzi. Deschiderea oficială a avut loc la Incesa, în prezența a peste 100 de studenți de la toate facultățile nefilologice, dar și de la două universități din străinătate. Ne aflăm la a șasea ediție a Săptămânii Limbilor Străine, de data aceasta prima ediție internațională, la care participă studenți de la Universitatea Tehnică din Chișinău și Universitatea Vlora Albania. Ne bucurăm de prezența a peste 100 de studenți. Tema acestui an este Generația Eu. Secțiunile, ca și în anii trecuți, secțiunea de postere și secțiunea de prezentare PowerPoint au rămas. Anul acesta, venind cu o idee nouă, secțiunea de public speaking, în care studenții își vor expune liber ideile, lucru care îi va ajuta foarte mult în inserția profesională. Evenimentul s-a desfășurat pe trei secțiuni: postere cu tema Generația mea, PowerPoint cu tema Valorile umane și public speaking. Pentru asta am pregătit un poster care are tema centrală Generația mea. În poster am adăugat câteva fotografii cu ceea ce fac eu și cum particip la activitățile pe care le pregătesc colegii mei, cum mă implic eu și cum reprezint generația mea, cum îi atrag eu pe ceilalți să se implice și să cunoască cât mai multe informații. Astăzi am venit să sărbătorez Ziua Europei, iar pentru astăzi am proiectat un proiect numit Work Environment, sub atenta coordonare a domnului profesoare Adriana Lăzărescu. Acest proiect constă într-o analiză SWOT a unei mici afaceri din orașul nostru, cafeneaua 5to go. Proiect în PowerPoint despre importanța carierei în turism și pentru ca să sărbătorim Ziua Europei, ne-am gândit că e un moment prielnic să prezentăm importanța turismului și turismul în călătorie. Europa merită descoperită pentru că are multe frumuseți de arătat și multe mistere ce trebuie descoperite. Din acest an, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate a început semnarea de acorduri de colaborare cu diferite licee și colegii din țară, ai căror liceeni vor participa la secțiunile de postere și PowerPoint ale edițiilor viitoare. Toate prezentările de la toate secțiunile simpozionului vor fi publicate în revista Studenți Fără Frontiere.